بسم الله والابن والروح القدس الله الأحد أمين. تفضلت وزارة السياحة المصرية بالاتفاق مع قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ورئيس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر، وبالاتفاق أيضا مع البابا فرانسيس بابا الفاتيكان بأن جعلت الأماكن التي زارتها وتوقفت فيها العائلة المقدسة أثناء رحلتها الشاقة في الهروب إلى مصر جعلتها أماكن زيارة وتبرك للسياح الأجانب لتنشيط السياحة الدينية في مصر داخليا وخارجيا. رأينا نحن من جانبنا أن نساهم في هذا المشروع القومي العظيم، فقمنا بعمل هذا الفيلم التسجيلي المبارك عن الأماكن التي المحطات التي توقفت فيها العائلة المقدسة لالتقاط الأنفاس وبركتها من شرق أرض مصر إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، لكي يشاهده السائح للتعرف على تلك الأماكن وتاريخها القديم والحديث. نرجو أن يكون هذا الفيلم سبب بركة ومعرفة تاريخية وروحية لكل من يشاهده، بشفاعة أمنا العذراء القديسة الطاهرة مريم والقديس يوسف النجار وصلوات أبينا الطباوي البابا المكرم الأنبا تودروس الثاني والإلهنا المبارك العظيم كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد أمين. După plecarea magilor, iată îngerul Domnului se arată în vis lui Iosif zicând: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și fugi în Egipt și stai acolo până ce îți voi spune, fiindcă Irod are să caute pruncul ca să-l ucidă. Și sculându-se, a luat noaptea pruncul și pe mama lui și a fugit în Egipt. Și au stat acolo până la moartea lui Irod ca să se împlinească cuvântul spus de Domnul prin prorocul: din Egipt am chemat pe fiul meu. Matei, capitolul al doilea, versetele 13-15.
pornire. Punctul de pornire al călătoriei în fuga către teritoriul egiptean a fost Betleemul. Acesta a fost punctul de pornire. Betleemul este un sat mic aflat la 6 mile sud de Ierusalim. Betleem este locul de naștere al profetului și regelui David este locul de naștere al lui Isus. Domnul Isus, Dumnezeu întrupat pentru mântuirea noastră. Acolo se află și mormântul Rahelei, acolo se află și acum Biserica Sfântă unde s-a născut Domnul nostru Isus Hristos. A doua oprire. Familia Sfântă a ajuns la granița de nord-est a Egiptului, la Rafah, din Egipt, apoi la Al-Sheikh Zouid, Al-Arish, Bilozium sau Baloza, care acum poartă denumirea de Al-Farma, lângă Bour Said. Toate aceste locații se află în deșertul Sinai, din Egipt, în apropierea țărmului Mării Mediterane. Nu există monumente istorice păstrate în primele trei opriri, însă există iarba care crește în aceste zone și care poartă denumirea de Al-Marmarie. Cred că numele său original este Al-Rimie, cu referire la faptul că Sfânta Maria poate să fi băut ceai din ea când trecea prin acele locuri, pentru că aceste ierburi seamănă cu ceaiul verde, se fierb în apă, se îndulcesc cu zahăr și devin o băutură gustoasă și benefică. Al-Farma se află la o distanță de 3 km față de Marea Mediterană, în interiorul Sinaiului. Lângă aceasta se află ceea ce se numește dealul Al-Farma. Acolo se găsesc ruinele unei cetăți vechi și rămășițele unor stâlpi istorici vechi. De asemenea, aici există ruinele unei mănăstiri închinate Sfintei Maria și Sfântului Isizeros Al-Farmei. Acea movilă poartă denumirea de dealul bisericilor. Familia Sfântă a intrat în Sinai, la granița egipteană, în ziua de 24 Bașâns, după calendarul copt, adică în 1 iunie. Biserica consideră până în zilele noastre că această zi este cea în care Iisus a intrat pe teritoriul Egiptului. Această zi este sărbătorită anual de către biserică, fiind considerată ca una dintre sărbătorile împărătești ale Bisericii Ortodoxe Copte. A treia oprire, Talbasta. Familia Sfântă a ajuns în orașul Talbasta. În zilele noastre, acest oraș este considerat un oraș istoric. El este situat la marginea orașului Al-Zakazik, capitala județului Al-Sharqiyya. Acest oraș se numea orașul zeilor pentru că era plin de temple păgâne. Când familia Sfântă a intrat în acel oraș, au căzut toți idolii și s-au spart în bucăți. Poporul s-a temut de acest fenomen, așa cum este menționat în profeția lui Isaia. Idolii Egiptului tremură înaintea lui și li se îndoaie inima egiptenilor în ei. Isaia, capitolul al 19-lea, versetul 1. Când poporul afla că acest lucru s-a datorat faptului că familia Sfântă a intrat în orașul lor, aceștia au dat afară familia Sfântă și n-au primit-o cum se cuvine cu respect. Însă Iisus a făcut o minune. La a lui poruncă, un izvor a țâșnit din pământ ca să bea el, mama sa și Iosif din acesta, înainte să fie izgoniți din oraș. Acel izvor a fost primul izvor apărut la porunca Domnului Iisus în timpul călătoriei sale pe teritoriul Egiptului. Numărul acestor izvoare a ajuns la 18. Unele din acestea mai există și acum. A patra oprire, Mustord. Mustord se află la periferia orașului Cairo Mare, alcătuit din trei județe, Cairo, Cailobia și El Giza. Este arondat județului Cailobia. Biserica locală aparține eparhiei Shobra Al-Haimah. Familia Sfântă a vizitat zona Mustord. Domnul Iisus a izvorât și aici un izvor din care au băut toți. Sfânta Maria l-a spălat pe fiul ei Dumnezeu, din acest motiv se numește Al-Mahmia. De asemenea, a spălat hainele cu apa izvorului. În acest loc se află o biserică antică la care vin mulți oameni, mai ales în postul Sfintei Maria. A cincea oprire, Bilbeis. Familia Sfântă a părăsit Mustordul și s-a îndreptat spre nord, adică la est de orașul Bilbeis. Acesta din urmă a devenit acum unul dintre centrele județului Al-Sharqiyya.
Acolo s-au adăpostit sub umbra unui copac, care a fost denumit ulterior Copacul Mariei. În acest moment, în Bilbeis se află o biserică veche. A șasea oprire, Samanud. Samanud, actualmente, este unul dintre centrele județului Algarbia, în care se află o biserică istorică ce poartă numele Fecioarei Maria și al martirului Abanub al Nehisi și care aparține eparhiei Al-Mahala al-Kubra. Aceasta este o biserică istorică veche. Familia Sfântă a părăsit orașul Bilbeis și s-a îndreptat spre nord până a ajuns în Samanud. Acolo au fost primiți cu fast după ce Domnul Iisus a înviat un mort. Oamenii din oraș s-au bucurat foarte mult. Familia Sfântă a stat o perioadă în Samanud. Una dintre femeile orașului i-a dăruit Fecioarei Maria un vas din piatră în care Fecioara Maria a frământat aluatul de pâine pentru ea și restul familiei. Acest vas se află și acum în curtea bisericii acoperit cu sticlă. De asemenea, în curtea bisericii se află și un izvor din care a băut familia Sfântă. În zilele noastre, apa acestui izvor se toarnă în vas pentru binecuvântarea vizitatorilor. A șaptea oprire, Sakha. Sakha este unul dintre centrele județului Kafr al Shie, pe malul Mării Mediterane. Călătorii au ieșit din Samanud în direcția localității Sakha. Numele său copt este Bikha Isus, adică talpa lui Isus, apoi a fost prescurtat în Sakha. În acest loc, Domnul Isus a stat în picioare pe o piatră, talpa piciorului său drept a rămas pe acea piatră. Acea piatră și în momentul de față se păstrează într-o vitrină de sticlă în biserică, cu urma piciorului Domnului Isus pe ea, sub care este inscripționat: Dumnezeu este unul. În acel loc a izbucnit un nou izvor ca tot să bea din el. Aici s-a construit o mănăstire pentru călugări, denumită Mănăstirea Al-Maghtas. A rămas în picioare până în secolul al XIII-lea, când s-a dărmat și a dispărut, în locul ei construindu-se biserica actuală. A opta oprire, Wadi al-Natrun, Nitria. Din orașul Sakha, familia Sfântă a traversat fluviul Nil, brațul Rașeed, către vestul deltei și au ajuns în Wadi al-Natrun. Wadi al-Natrun este o vale dreptunghiulară aflată în deșertul Al-Bihera, în județul Al-Behira, care are lungimea de 60 de kilometri și lățimea de aproximativ 12 kilometri. În epoca faraonilor se numea Sakhti Hamam, adică Valea Sării, pentru că avea lacuri cu apă foarte sărată. Din acele lacuri, faraonii extrăgeau sarea Al-Natrun, necesară pentru mumificarea cadavrelor morților. În trecerea familiei sfinte prin acest deșert aspru, li s-a făcut sete. Atunci Domnul Iisus a făcut să izbucnească un izvor de apă dulce din care toți au băut. Aici s-au odihnit. Acel izvor continuă să izvorască și astăzi, în vechime fiind denumit Ochiul Fecioarei, iar astăzi izvorul Roșu. Datorită faptului că pe lângă acest izvor s-a construit un sat denumit Satul Roșu, care lua apă din acel izvor. Având în vedere că apa izvora în cantități mari pe un teren sărat, în jurul izvorului s-a format un lac sărat care acopera sute de acri. Apa lacului se folosește pentru vindecarea unor boli cronice, cum ar fi psoriazis. Urmărim binecuvântarea familiei sfinte, care a vizitat Al-Natrun. Viața monahală a început în jurul anului 330 după Hristos, cu Sfântul Macarie cel Mare, care a venit dintr-un sat din Al-Manofia, aflat în apropierea văii, și a locuit într-o peșteră aflată în zona de vest, unde acum este mănăstirea Al-Baramus. Primii oameni care s-au călugărit și au învățat de la Sfântul Macarie au fost doi frați romani, respectiv Maximus și Domadius, doi fii ai unui rege roman care au murit la scurt timp. Când cei doi au construit mănăstirea, au numit-o Al-Baramus, însemnând a romanilor. După ce a crescut numărul călugărilor în această mănăstire, Ava Macar a lăsat mănăstirea sub coordonarea unor discipoli de-i lui, cum sunt Ava Isizeros și Ava Pavnotios, după care a plecat și a locuit în partea de nord a văii Al-Natrun, unde a format o nouă lavră denumită Mănăstirea Sfântului Macarie cel Mare sau Ava Macar.
Mănăstirea Ava Macar a devenit foarte cunoscută, mai ales în Evul Mediu, aici formându-se mai mult de 15 patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Copte. Mănăstirea Al-Baramus este o altă mănăstire mare și cunoscută, în cadrul căreia s-au format între secolelele 19-20 câțiva patriarhi cunoscuți și longevivi. La mijlocul distanței dintre mănăstirea Al-Baramus și mănăstirea Avei Macar s-au construit alte două mănăstiri mari, mănăstirea Sfântului Bișoi, mănăstirea Sfântului Paisie cel Mare și mănăstirea Fecioarei Maria a Sirienilor. Cele două mănăstiri se află în apropierea popasului Rest House, pe drumul Cairo-Alexandria, în deșert. Mănăstirea Sfântului Bișoi a fost înființată în secolul al V-lea de către Sfântul Bișoi. În zilele noastre a devenit foarte cunoscută întrucât Papa Șenud al III-lea a construit aici un centru papal imens în care petrecea aproximativ 3 zile din săptămână pentru rugăciune și odihnă. Când a murit în data de 17 martie 2012, a fost înmormântat din interiorul mănăstirii într-un loc de vest special. Acel loc de veci a devenit muzeu și loc de pelerinaj, fiind expuse aici multe din obiectele folosite de către acesta. Tot din mănăstirea Sfântului Bișoi s-a ridicat și Papa Tawadros al II-lea, care a preluat centrul și reședința papală, adăugând acestora multe clădiri și biserici, îmbunătățindu-le și dezvoltându-le. Aici petrecea sărbătorile și multe zile în rugăciune și odihnă și organiza congrese teologice. Dumnezeu să-l binecuvinteze cu viață lungă duhovnicească pentru păstorirea bisericii și a monahismului. Mănăstirea Fecioarei Maria Sirienilor este lipită de mănăstirea Sfântului Bișoi, despărțindu-le doar un gard, prima fiind construită în secolul al VI-lea deasupra peșterii în care a viețuit Sfântul Bișoi. Această mănăstire s-a înființat cu numele Fecioarei Maria, Mamă Mântuitorului, făcând parte din mănăstirile Teotocos, care au fost construite după Consiliul Ecumenic de la Elfes, din 431 după Hristos, unde s-a statornicit credința de Teotocos. A fost cunoscută sub denumirea de Mănăstirea Fecioarei Asirienilor, pentru că în secolul al VIII-lea au venit câțiva preoți din Biserica Siriană Ortodoxă și au locuit în aceasta pentru o perioadă de timp și de atunci mănăstirea l-a preluat numele și a devenit Mănăstirea Fecioarei Maria, cunoscută a Sirienilor. Bariet Shihit sau Eschit Makarios din Valea Al-Natrun este faimoasă ca fiind o școală superioară de preoți la care au venit preoți de diferite cetățenii și din țări diferite să învețe să devină preoți de la bătrânii și învățătorii acesteia. Aceștia au locuit în mănăstiri împreună cu preoții copți. În această regiune se găsesc multe mănăstiri. Mănăstirea Al-Serian, Mănăstirea Al-Ahbash, Mănăstirea Al-Arman și Mănăstirea Al-Nobiin. Mănăstirea Al-Serian este cunoscută pentru faptul că în cadrul acesteia sunt mulți preoți pusniți și erudiți. De asemenea, este cunoscută și pentru că deține o bibliotecă imensă, cu manuscrise importante și enciclopedii în multe limbi, spre exemplu, arabă, coptă, greacă, siriană, etiopiană, engleză, franceză și multe altele. În era modernă, mulți preoți au provenit din această mănăstire, printre care se numără și preafericitul papă, Șenud al III-lea, care a ridicat numele Bisericii Copte la un nivel înalt în tot pământul prin cunoștințele și spiritualitatea sa. De asemenea, un număr mare de patriarhi și preoți cunoscuți în toată lumea, cu cunoștințele și cu credința lor, au provenit din această mănăstire. Oprirea nouă. Zona Al-Mataria și Ain Shams. Familia Sfântă a plecat din Valea Al-Natrum spre zona Al-Mataria și Ain Shams. Ain Shams este o zonă străveche din timpul faraonilor, ce se numea orașul Oun, în care se afla o universitate cunoscută și în care învățau vechii preoți egipteni și copiii regilor. Iosif cel Bânlând, fiul lui Iacov, s-a căsătorit cu Asineta, fica lui Potifera, marele preot din Iliopolis, conform
Cărții Facere, capitolul 41, versetul 45. Cu acordul lui Faraon, înainte să fie desemnat de către acesta ca responsabil al întregului Egipt. Acest oraș este orașul soarelui, așa cum a fost menționat în profeția lui Isaia, capitolul 19, versetul 18, și pe care grecii au denumit-o în timpul în care au ocupat Egiptul Heliopolis, adică orașul soarelui. Familia Sfântă a ajuns la Al-Mataria, lângă Ain Shams, acolo Domnul a izvorât un izvor de apă dulce din care au băut. Fecioara Maria a spălat hainele copilului Isus, a turnat apa pe pământ și a ieșit o plantă frumos mirositoare, numită Al-Balsam sau Al-Balsman. Până în prezent, în acea zonă se află o stradă care are numele de Al-Balsam. Familia a stat sub umbra unui copac mare. Acest copac este cunoscut cu numele de Copacul Mariei. Până acum, resturile copacului se află în același loc. Pe lângă acel copac au fost plantați și alți copaci din același fel, care și acum sunt verzi, fiind împrejmuiți cu un gar mare, în interiorul căruia se află copacii și izvorul. Această locație este un sanctuar turistic important. L-a vizitat regina Eugenie a Franței, care a luat binecuvântare în timpul vizitei sale în Egipt, pentru deschiderea canalului Suez. De asemenea, a fost vizitată și de soldații francezi. În timpul campaniei franceze, aceștia și-au luat binecuvântare din apa izvorului, unii dintre aceștia au fost binecuvântați și vindecați de bolile de care sufereau, apoi și-au scris numele și mulțumirile lor pe copac. Oprirea 10-a. Al-Zaiton. Din Al-Mataria, familia Sfântă s-a îndreptat către zona Al-Zaiton, unde s-a odihnit un pic acolo. După 20 de decenii, s-a arătat Fecioara Maria în biserica sa aflată pe strada Tomanbai, în Al-Zaiton, în data de 2 aprilie 1968. Fecioara a continuat să se arate în această biserică aproape de un an de zile. A fost văzută de sute de mii de oameni din toate religiile și de cetățenii diferite. Respectiva biserică a devenit sanctuar internațional în prezent. Biserica Coptă a sărbătorit în anul 2018 trecerea a 50 de ani de la acea apariție măreață, sărbătoarea fiind închinată Fecioarei Maria, Mama Domnului. Oprirea 11-a. Străduța Zoilea. Familia Sfântă a venit în zona străduței Zoilea, băut dintr-un izvor acolo. În secolul al XIV-lea, Dumnezeu a îndrumat un om copt bogat, pe nume Al-Hakim Zielon, să construiască o biserică în jurul izvorului. În ceea ce privește numele de Zoilea, când a venit Gauhar al-Sikali și a construit orașul Cairo, împreună cu acesta au venit triburi. Dintre acele triburi era și tribul Zoilea din Maroc. Acest ultim trib a locuit în zona respectivă și de aici vine numele zonei. Biserica a fost numită Biserica Fecioarei care a topit fierul, după miracolul topirii fierului din pușcăria în care era ținut Sfântul Matias, unul dintre cei 12 apostoli din Asia Mică. Armele paznicilor au fost topite și apostolul Matias a fost salvat prin rugăciunile Fecioarei Maria. Respectiva biserică sărbătorește anual acest miracol în data de 21 Bounet, după calendarul copt, adică în ziua de 28 iunie a fiecărui an. Această biserică istorică datează din secolul al IV-lea și a fost reședință pentru 23 de patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Copte pentru aproximativ 360 de ani. Lângă biserică sunt două mănăstiri pentru călugărițe, una poartă numele de Mănăstirea Fecioarei Maria, iar cealaltă de Mănăstirea Marelui Mucenic Gheorghe. Călugărițele din aceste mănăstiri trăiesc după modelul Fecioarei Maria, care a binecuvântat acest loc. Călugărițele și-au dăruit inimele Domnului Isus, trăind în feciorie și ducând o viață de rugăciune, asumându-și sărăcia de bunăvoie și apropiindu-se de Dumnezeu, având-o ca exemplu pe Fecioara Maria, care a binecuvântat respectivul loc. Oprirea 12-a. Biserica Fecioarei Alaaz Baboia. Familia Sfântă a părăsit străduța Zoilea și s-a îndreptat către zona Egiptului Vechi, care se află pe malul Nilului. Pe drum au trecut prin zona Alaaz Bakia din Cairo, acolo s-a construit Catedrala Sfântului Marcu, reședință papală începând din secolul al XVIII-lea,
pentru o perioadă ce depășește 150 de ani, loc de formare pentru 9 dintre papii Bisericii Ortodoxe Copte. Toate acestea s-au întâmplat prin binecuvântarea familiei sfinte care a trecut prin acest loc. Lângă catedrala Sfântului Marcu se află o biserică care se cheamă Fecioara Alas Bauia. Aceasta a fost denumită astfel pentru că se află pe o străduță numită Alas Ba. Gospodărie, aceasta este din strada denumită Alghinena, Livadă. Denumirea Alghinena și Alas Ba confirmă că acestea au fost terenuri agricole, existând încă din timpul trecerii familiei sfinte pe acolo. Aici se găsea o grădină cu fructe și o gospodărie care au aparținut unui țăran bogat. De asemenea, la intrarea în gospodăria Alas Bauia se găsește un izvor din care se spune că familia sfântă a băut. Pe frontispiciul acestui izvor se află o placă din marmură pe care scrie Izvorul Fecioarei Maria. Acest loc se găsește pe drumul parcurs de familia sfântă de la Alma Ataria către Egiptul Vechi. În acest loc s-a petrecut o minune importantă, săvârșită de familia sfântă după cum urmează. Familia sfântă a trecut prin acest loc în care au găsit o gospodărie pe care un țăran egiptean planta semințe de pepeni. Acesta i-a primit și le-a dat să bea din izvorul folosit pentru irigarea terenului. Acel izvor se află și acum în interiorul clădirii Alas Bauia. Cât timp familia sfântă s-a odihnit, Sfânta Maria i-a spus țăranului bun la suflet: „Să știi, omule, noi fugim de Irod, regele iudeilor, pentru că acesta vrea să-l urmare pe acest prunc nevinovat.” I-a povestit despre Domnul Iisus și taina întrupării. Atunci bărbatul a fost mișcat de vorbele ei și inima lui s-a înduioșat la auzul acestora și la vederea pruncului nevinovat. Apoi a spus: „Cu puterea fiului meu, Iisus, se va întâmpla o minune pe care o vei vedea mâine când te vei întoarce în mământul tău. Să știi că mâine vor trece pe la tine niște bărbați care te vor întreba despre noi și îți vor spune semnalmentele noastre. O familie formată dintr-un bărbat mai în vârstă, o tânără și împreună cu ei un copil și un măgar pe care îl călăresc în călătoria lor. Atunci spune-le lor că o asemenea familie a trecut pe la mine când plantam semințele de pepeni pe câmp. Apoi familia sfântă a plecat spre zona Egiptului Vechi și s-a ascuns într-o peșteră devenită acum Biserica Abu Serga. Țăranul s-a dus acasă la el, după care și-a luat rămas bun de la familia sfântă. A doua zi, când țăranul s-a întors la terenul lui, a găsit pepenii plantați în ziua anterioară, crescuți și copți, într-o cantitate foarte mare și având un gust desăvârșit, exact cum îi spusese Fecioara Maria că se va întâmpla. Văzând această minune în fața ochilor săi, a fost uimit și a căzut pe gânduri. După câteva ore au ajuns și bărbații trimiși de Irod pentru arestarea familiei sfinte și l-au întrebat pe țăran despre aceasta, descriindu-i semnalmentele. Atunci țăranul le-a spus: „O familie ca aceasta a trecut pe la mine când plantam semințele de pepeni, așa cum îi spusese Fecioara Maria să spună.” Când bărbații au auzit spusele țăranului și s-au uitat la pepeni, s-au întristat și au spus între ei. Atunci au trecut prin acest loc de mai mult de 3-4 luni. De aceea s-au întors dezamăgiți și familia sfântă a scăpat din mâinile acestora. Oprirea 13-a. Biserica Abu Serga din Egiptul Vechi. Familia sfântă a sosit în Egiptul Vechi și s-a adăpostit într-o peșteră aflată sub pământ lângă o cetate antică de război, denumită Cetatea Babilon, unde a rămas timp de 3 luni. Acea peșteră a fost transformată într-un paraclis peste care s-a construit o biserică mai mare, care poartă hramul a doi sfinți martiri, Sergios și Uachos, apoi a primit denumirea de Biserica Abu Serga, o biserică faimoasă în care vin mulți turiști din toate țările pentru a lua binecuvântare din locul în care a trăit familia sfântă pentru o perioadă de timp. În această biserică se află un izvor vechi din care a băut familia sfântă. De asemenea, aici se mai găsește un bazin adânc din vremea lui Al-Hakem Bi Am Allah Al-Fatimi, care interzis copților să sărbătorească boboteaza pe malul Nilului, luând măsuri de persecuție împotriva creștinilor. Bisericile au fost nevoite să sape o groapă mare la intrarea în biserică pe care să o acopere, iar în ziua bobotezei umpleau groapa respectivă cu apă, apoi citeau rugăciunea de sfințire a apei, după care se aruncau în ea câțiva tineri îmbrăcați în hainele lor pentru a primi binecuvântarea în acea zi de sărbătoare.
Biserica Abu Serga este una dintre cele mai vechi biserici construite din Egipt. Lângă ea existând o biserică de piatră cu o vechime similară, aceasta din urmă fiind o biserică suspendată care a fost construită pe acoperișul a două turnuri ale cetății romane și care este închinată Fecioarei Maria. Între biserica suspendată și biserica Abu Serga se găsește muzeul copt care a fost edificat de Samica Bașa, unul dintre cei mai bogați copți care iubea tradiția și care ulterior a fost preluat de Ministerul Monumentelor Istorice. Biserica Abu Serga sărbătorește anual intrarea Domnului Isus pe teritoriul Egiptului în data de 24 Bașanes, adică 1 iunie, sărbătoare care dorim să devină în curând o sărbătoare națională, sărbătorită de toți egiptenii în fiecare an. Oprirea 14-a. Biserica Fecioarei Al-Mahdi. Familia Sfântă a ajuns la Al-Mahdi, situată pe malul Nilului, unde mai târziu a fost construită o biserică cu hramul Sfânta Maria Al-Adawiya, pentru că prin acest loc a trecut familia Sfântă, apoi s-a îmbarcat pe apa Nilului pe un vas ca să ajungă la Al-Sayed. Întreaga zonă se numește Al-Mahdi. Când această locație era încă în afara orașului Cairo, s-a înființat aici o mănăstire pentru călugări, cu numele de Mănăstirea Fecioarei Al-Adawiya. Când zona Al-Mahdi a ajuns în interiorul orașului, respectiva locație nu mai era potrivită pentru viețuirea monahilor acolo, având în vedere că aceștia iubesc singurătatea și liniștea deșertului, și atunci mănăstirea s-a transformat în biserică de mir. Sfânta Familie a locuit în acest loc câteva zile până a făcut rost de o barcă ca să meargă în zona Al-Said. În curtea bisericii se afla o deschidere care ducea către o scară care la rândul ei ajungea la Nil. Se spune că de acolo familia Sfântă s-a îmbarcat către zona Al-Said. În dimineața zilei de 12 martie 1976, după ce oamenii au săvârșit Sfânta Liturghie, din această biserică au văzut o carte imensă care plutea pe apa Nilului, îndreptându-se spre biserică până când s-a oprit în fața scării vechi care ducea spre Nil. Aceștia au ridicat Cartea Sfântă și au descoperit că era deschisă la Isaia, capitolul 19, lea, din Cartea Isaia, în care profetul scria: Domnul călătorește pe un nor repede și vine în Egipt, și de asemenea mai scria: Binecuvântat să fie Egiptul, poporul meu. Biserica a așezat această carte într-o vitrină de sticlă în biserică, deschisă cum a fost găsită. Până în acest moment, cartea se găsește în biserică, ceea ce dovedește că familia Sfântă a venit în Egipt și a trecut prin acest loc. Oprirea 15-a. Satul Dir al-Garnus. Satul Dir al-Garnus aparține orașului Magaga din județul Al-Minia, care se află la o distanță de 20 de kilometri înspre vestul orașului Magaga. Toți locuitorii satului sunt creștini, în sat se află o biserică coptă din secolul al XIX-lea, în interiorul căreia se găsește un izvor din care a băut familia Sfântă în răstimpul petrecut acolo. Oprirea a 16-a. Al-Bahnasa. Este un sat care aparține orașului Bani Mazar, din județul Al-Minia, care se găsește la o distanță de 17 km, la vest de orașul Bani Mazar. Satul se află la marginea deșertului Al-Garbia, lângă Bahr Yosef. Toți locuitorii acestuia sunt musulmani, însă, cândva, a fost o parohie creștină cunoscută cu multe mănăstiri pentru călugări și călugărițe, având de asemenea și multe biserici. În interiorul curții moscheei se află doi copaci mari pe care stă scris copacul lui Miriam și acest loc a fost vizitat de familia Sfântă. Oprirea 17-a. Mănăstirea Fecioarei în muntele Altair Samalut. Mănăstirea muntelui Altair Samalut se află pe malul Nilului, la est de orașul Samalut. Aceasta este cunoscută sub mai multe denumiri. Mănăstirea muntelui Altair. În acest loc se află diferite păsări într-un anumit sezon. Aceste păsări se stabilesc acolo în perioada de iarnă pentru că vremea este caldă. Mănăstirea Al-Bakara. La marginea muntelui se află un scripet, orice persoană care dorea să ajungă la mănăstire venea cu o barcă pe Nil, apoi era ridicat la mănăstire într-o cutie din lemn cu ajutorul unei funii legate de scripetul respectiv și pe care îl foloseau să ridice apa direct din Nil, care se afla la marginea mănăstirii în partea de jos. Mănăstirea Al-Kahf. Sinaxarul povestește că exact sub acest loc s-a răstogolit o piatră de pe vârful muntelui care amenința să cadă peste ambarcațiunea care transporta
ta familia sfântă pe Nil, însă copilul Iisus și-a întins mâna spre piatră și a sprijinit-o să nu cadă, amprenta mâinii lui rămânând pe această piatră, motiv pentru care s-a numit Mănăstirea Al-Kaf. Piatra menționată mai sus, care păstrează imprimată palma Domnului, se află și acum într-un muzeu din Anglia. Ea a fost luată și dusă în Anglia în timpul ocupației britanice a Egiptului. Biserica istorică a mănăstirii este săpată în munte. În acest loc a venit împărăteasa Elena, mama împăratului Constantin, în secolul al IV-lea și a dat ordinul să fie săpată o biserică în piatra muntelui care să poarte numele Fecioarei Maria. În această biserică se găsește un sâlt de piatră în interiorul căruia a fost săpat un baptisteriu. Mănăstirea Fecioarei din muntele Altair este considerată unul dintre cele mai importante locuri de popas ale familiei sfinte în Egipt. Oprirea 18-a. Alashmonin din Malawi. După ce familia sfântă a binecuvântat muntele Altair, a traversat Nilul către zona de vest și s-a îndreptat către zona Alashmonin. Alashmonin este unul dintre orașele egiptene vechi, fiind faimos pentru artefactele din toate timpurile. Acest oraș este bogat în lăcașuri de cult, mănăstiri și biserici, martiri și sfinți. Între cei mai faimoși călugări se numără preasfințitul Saoirse ibn al-Mukfa din secolul al X-lea, în timpul căruia s-a întâmplat minunea mutării muntelui al-Mukattam din Cairo. Acesta a adunat istoria patriarhilor, începând cu Sfântul Marc, întemeitorul bisericii copte, până la patriarhii din secolul al X-lea. Oprirea 19-a. Mir. Familia sfântă s-a deplasat în orașul Mir, care a păstrat aceeași denumire și care se află la aproximativ 7 km la vest de Al-Qusia. Locuitorii satului Mir au primit bine familia sfântă cu generozitate, motiv pentru care Domnul Iisus și Fecioara Maria i-au binecuvântat. Această binecuvântare încă se mai simte în acest loc, după cum spun proverbele. Oprirea 20-a. Muntele Kaskam, unde există acum mănăstirea Al-Muharak. Din Mir, familia sfântă a plecat spre muntele Kaskam, zonă muntoasă în care cresc foarte multe plante halfa. Locuitorii ardeau aceste plante și îngropau cenușa acestora în munte, din acest motiv zona a primit denumirea de Kaskam. Mormântul plantei halfa. Acolo se află mănăstirea Fecioarei Al-Muharak. Aceasta este una dintre cele mai importante opriri, fiind și ultima oprire unde familia sfântă a stat mai bine de 6 luni. În acel loc, îngerul s-a arătat în fața sfântului Iosif și i-a spus: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și mergi în pământul lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia sufletul pruncului. Matei, capitolul 2, versetul 20. Biserica istorică, care poartă numele Fecioarei Maria, din mănăstirea Al-Muharak, este locul în care a locuit familia sfântă în toată această vreme. Acolo a existat o casă simplă țărănească. Jertfelnicul bisericii este piatra pe care a dormit Domnul Iisus în toată această perioadă. Când a fost construită biserica menționată, acea piatră a devenit jertfelnic și s-a păstrat până în prezent. Acest lucru a fost prorocit de profetul Isaia cu aproximativ 700 de ani înaintea lui Hristos. Va fi un jertfelnic pentru Domnul în țara Egiptului. Isaia, capitolul 19, versetul al 19-lea. Profeția s-a împlinit în toate detaliile sale. Mănăstirea Al-Muharak și jertfelnicul Bisericii Fecioarei Maria se află exact în mijlocul teritoriului egiptean și Egiptul este situat în inima lumii. Aceasta este binecuvântarea jertfelnicului care se extinde deasupra întregului pământ. Această biserică a fost construită la sfârșitul primului veac creștin. Domnul Iisus a venit împreună cu Sfinții Apostoli și a sfințit cu mâna lui sfântă jertfelnicul. Din această cauză, când patriarhul a dorit să-l sfințească, i s-a arătat Fecioara Maria și i-a spus că însuși Domnul Iisus l-a sfințit și nu mai este nevoie să fie sfințit încă o dată. Atunci papa s-a oprit și n-a mai sfințit jertfelnicul. Biserica sărbătorește sfințirea jertfelnicului menționat cu mâna Domnului Iisus, în data de 6 Hator, adică pe 15 noiembrie, conform sinaxarului cop. Oprirea 21. Mănăstirea Fecioarei din muntele Asiut. Când sfânta familia a auzit de ordinul de a se întoarce în țara lor, a plecat din muntele Kaskam către sud, spre muntele Asiut,
Acesta este aproape de Nil, unde se află un por și este locul unde acostează vapoarele care străbat Nilul din nord până în sud. Familia Sfântă a stat câteva zile într-o peșteră din vârful muntelui până să apară o altă embarcațiune cu care să plece spre nordul Egiptului. Această peșteră este una spațioasă, în mijlocul căreia se află o biserică, pe un munte înalt, muntele Asiut, aflat la o distanță de 8 km de orașul Asiut. Peștera datează încă din timpul faraonilor, care au scos pietrele din munte ca să construiască templele lor, și în timpul inundațiilor provocate de Nil, aceștia locuiau în peșteră. Familia Sfântă a stat în peșteră câteva zile până a găsit un vas care naviga pe Nil, spre Bahri, adică spre nordul țării. Familia Sfântă s-a îmbarcat pe acest vas și a început călătoria de întoarcere spre pământul palestinian conform ordinului îngerului și pentru a împlini profeția prorocului Osea, care a spus: "Din Egipt am chemat pe fiul meu." Capitolul 11, versetul 1. Binecuvântarea familiei sfinte să fie cu noi, amin.